Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Nain. Vă mărturisesc că eu am o zi frumoasă, pentru că e Mario. Mario, trebuie să-și prezint, te prezint, pentru că tu ai fost cel care a venit la forma și minte, așa să-i spun prietenul nostru. Așa, așa. Deci el este Mario, cel care a venit de la forma la anul trecut. Este în clasa 1 acum. Și mai ales a hotărât să facă, să fie prezent la toate lecțiile de pentru clasa 1. Da. Merge în bancă și eu pornesc pe lecția și spun așa. Într-o limată sunt meri și peri. Deci, în limată, meri și peri. În toată deci tot la 22 de pomi. Deci la un loc, 22 de pomi. Merii sunt cu 2 mai mulți decât peri. Deci, 22 de pomi. Meri cu 2 în plus față de peri. Cât sunt peri, cât sunt peri? Facem. Perile sunt 10 și merile sunt 12. Hai, la să văd, acum am făcut. Am făcut 12 plus 10. Așa de la trațiune, nu? Deci, v-am spus că mă surprinde tot. Deci el ți-o mai sta pe gânduri așa, dar a spus în apit, 12 și cu 10, că 12 și cu 10 fac 22 și că cea are cu 2 mai mult, nu, merge cu 2 mai mult plus. Adică, știi ce ai gândit tu, mă? Din 22, ai scăzut surul plusul 2, mă. Așa ai mai șmetere ce ai fost. Din 22, ai scăzut surul plusul 2. Și cât ți-o dat? 22 scăzut 2? 20. 20, sigur că da. Și pe 20 ai împărțit în 2, nu? Că acum ai făcut... Ia să ne echipăm așa. Că ăștia sunt merii, cu segmentul ăsta. Și perii de desubt. Dar merii sunt cu 2 în plus față de pieri. Un segment mai gol. Ei, și tu ai scăzut surplusul. Și ți-a rămas egalitate între mine și pieri. 20. Și ai dat în 2. Deci 20. Ai dat în 2. De o parte de la ăla. Împărțit la 2, nu? Ca și mai împărțit în 2 puteți, da? 20 împărțit la 2. Și ți-a dat 10. Și e o bucată. Adică tocmai pierde. Pierde. Și atunci mieri 10 plus 2 plus plusul. 10 plus 2 e ca un 2. Excelent. Pierde. Aici? Da. Hai să spun că tu ai făcut deodată și mă chine pe mine cu împărțit 10 și cu 12 fac 22 și pe asta. Și ai ținut cont de când cu 2 în plus. Dacă spuneam eu, sunt 23 în total. Câți ar fi fost? Și câți, cu 3 în plus. 13 mere și 10 și 10 deci 13 mergi corect. Deci ești atent acolo cu cât e impus și important. Tu ai putea să formezi o problemă acum, în genul ăsta. Dă tu alte două numere. Tu știu, zi tu o problemă. Propune mie. Într-o livadă erau 12 legume. 12? Aș, să zicem, 12 ce legume, să zicem, acolo. Căpșuni. Hai să spun. Tot un verde, verde, dar de alte numere. Da? Într-o livadă. Erau 15 mere. Păi, dar nu mere. Dar tu ce formezi tu mintea ta? Ți-ai luat 15 mere. Ia și pere cât vrei tu. Și 12 pere. Așa. Ne-am dat mai mai mere. Și la adunare, la adunare, adunetul. 15 și cu 12, să nu știu eu.
15 face mintea ta, 15 cu 12 cât face are? 27. Și tu spui așa, într-o livadă sunt 27 de meri și pere. Între 12 și 15, cât e diferența? 12 și 15. 3 parcă, nu? Dintre 12 și 15, 3. Iar merii sunt cu 3 mai mulți decât pere. Câți copaci sunt de fiecare? Și felul ăsta mi-a făcut mie o problemă. Eu te văd smecheria acum. Ca tu să înțelegi, să faci și mie problemă. Îmi pot propui și mie o problemă. Deci, tu ții numele, fete, ai zis așa, 15 meri, așa e, nu? Și 12 fete. În tot aia nu ți le adun. Și fac aici cât? 27, ai zis. Și cu cât sunt mai multe, cu cât meri în plus față de pieri? Între 12 și 15. Cu 2. Cu 3. Da? Între 5 și 2, între 5 și 2, diferența este de 3. Da? Și atunci era așa problema să mai formez. Dar fără să îmi spui mie, în gândul tău, acolo să faci capul, spui. Într-o livadă. Da? Sunt câți? Câți pot? 27 de 27 în total. 27 în total, meri și pești. Cât sunt meri mai mult? Cam uitat aici. Meri față de pești, cu cât sunt? 3. Cu 3. Pe meri sunt cu 3 mai mulți. Da? Mai multe decât pești. Deci, sunt cu 3 mai mulți. Cât sunt meri, cât sunt peri. Și acum șmecheria, tu știi cât e eu. Tu mi-ai făcut la problema, pur și simplu. Mi-ai făcut problema și acum trebuie să mă gândesc. Măi, 27, eu nu știu. Nu știu numele de astea. Habar n-am. Mă, 27 sunt. Cu 3 mai mulți meri. Fac așa. Meri, cam atât. Nu, fac piere care sunt mai puțini. Deci, piere, atât. Iar mierii sunt mai mulți. Cu cât mai mulți? Cu 3. Și în total cât ai spus tu, Crin? Tot la un loc. 27, da? Scad din 27. Că nu știu. Dacă nu știu cum ai făcut o problemă, eu trebuie să aflu. În 27, scad pe 3, surplusul, la o parte. Și 27 minus 3 cât face? 27 minus 3 este egal cu 4. 24. 24. Da? Când ai scăzut din 7 pe 3 și ți-a dat 4, 24. Adică scăzând surplusul ăsta de aici, el a devenit egal. Și pe 24, hai să-l împărțim în două. De fapt, ai făcut pe meri egal în condițiile astea. 24, dacă împărțim în două, cam cât e o bucată? Cât e 24? Bucată e 10 și o bucată e 14. Dar nu sunt egale. Fă-le egale acum. Sunt două numere care fac bine 10 și 14, dacă ați fi egale, ar fi 28. 28, dacă... atenție, 24... Hai, mă, să zicem așa. 24 e compus din cine? Dintr-un 20 plus un 4. Și ca să-l dai în 2, dai și pe 20, dai și pe 4 în 2. Pe 20 mai dat în 2, cât a făcut? 10. Și pe 4? 14. Pe 4 dai și pe el în 2. Cu 2. 2. Și cu 10 ani, 2, fac 12. Deci, care sunt 24 împărțit la 2, face 12. Un 12 și cealaltă împărțit se fac 12. Cu 12 și cu 12 fac 24. Da? Deci, vezi, tu m-ai pus într-o încurcătură foarte mare. Eu nu știam că ai 12 pe ele. Și am făcut așa, am dat surplusul două. Am
24, am pățit la 2 și am reușit să spun că 12 sunt cine? 12 sunt pești. Iar pentru miel, la 12 ăștia, adun încă 3 și fac 15. 15 miel. Foarte, foarte tare, nu? Și am răspuns la întrebarea. Deci, te-am învățat acum, cum faci tu probleme, că să știi că cei care propun probleme au șmecherii de astea. Stau să gândesc ei acolo, le natur, le fac, nu știu ce, și creează probleme. Hai să vedem așa, încă o chestiune. Într-o curte sunt... Cinci cățele. Bun. Câte picioare au fi avut în total? 5 cățele, ai zis. Foarte bine. Câte picioare? Așa e bun. 28. 28, da. Hai să vedem. 4 plus 4. De câte ori trebuie să avem 4 ăsta? De 5 ori. De 5 ori, corect. Hai să începem, mă mulțumim. Primii doi care adunăm, cât face 4 și cu 4? 4 și cu 4 făcea 8. 8, foarte bine. Și mai primul că o fată cu 8? 12. 12, până aici e 12, da? 12. Și plus 4 încă, ăsta de aici? 12 plus 4, 16. Și dacă fac 16, 16 plus 4 ăsta? 20, mă! 20 de picioare. Da? 20 de picioare. Deci, iată că e o adunare așa. 4 plus 4 plus 4, da? Cum mai ai făcut din ți-o dat 28? Cum ai gândit tu ce e de ajutat 28? Că am ajuns cam multe picioare. Am făcut 12 plus 12. Dar 12 plus 12, ai luat mai mult, nu? Că vreau 16 plus un 4. Deci ai 6 ore fost acolo, da? Bun. Hai să vedem. Hai să te mai întreb încă ceva. La curtea unui gospodar, gospodarul are 17 căi. Și vine curtea și ia 9 din ele. Câte oameni rămas? Mănâncă curtea 9. 17 căi. Oferă 11 minus 7. 17 am zis, da? 17 sunt de toate. Și vine urtea și mănâncă 9. Deci, scădem din 17 pe 9. Pare că se ne-a mai am un 2. Hai să vedem. Acum e un moment foarte important. Și 17 ăsta este egal cu 10 plus 7. Nu? 17 e un 10 și 7. Și scădem 9. Din 10 putem scădea pe 9. Că puteam din 10 pe mare, da? Cât mai rămâne din 10 dacă scădem pe 9? Mai rămâne 1. Deci 10 minus 9 egal cu 1, iar 1 ăsta care a rămas se duce la 7 și atunci va face 7 și cu 1 egal cu 8. Deci 17 minus 9. Aici e poanta. Când nu ai 7 de ăsta, n-are rezervă suficientă, e mai mic decât ăsta, trebuie să faci tu scrierea asta. Adică trebuie să descompui tu asta și să scazi din 10 aceea. Și mai dăm unul, domnul profesor. Ia să mai facem. Uite.
15 minus 8. Zi, cum faci? Nu deodată răspunsul. Și la minus 8. Deci, 15 minus 8. Pe 15 cum să scrim desfășurate? Scriem 10. 10 plus 5. Da? 10 plus 5 minus 8. Și cum tu 5 ești mic, am ce să discut cu tine. Mă duc eu la 10, că ai mai puternic. Și zic acum, din 10 scade, scădem pe 8, cât face? 2. 10 scădut 8, egal cu 2. Și 2 ăsta de cine se lipește? De 5. De 5 cât face în total? În total face 7. Asta e bună. Asta e foarte tare. Vezi? Asta e șmecheria cea mai tare. Deci nu ne speriem, nu? Ia să vedem altfel. În curtea gospodarului sunt 13 găini. 13. Și vine vrunea și mănâncă 7. Na, să văd eu cât se rămâne acum. Spune tu cum faci, cum gândește. Desparg 10. 10. Plus 3. Foarte bine, plus 3. Și n-am ce face cu el ca să... Trei, n-am ce face cu tine, că tu nu mai ești puternic. Și iau pe 10 și fac 10 minus 7, este egal cu 3. Și 3 cu 3 este egal cu 6. Excelent. Bravo, bravo. Deci răspuns corect este egal cu 6 aici, da? Egal cu 6. Excelent. Ai văzut mișcarea asta? Asta fac când dai răspunsul rapid. Dar ia să vedem acum. 23 minus 7. Na. Poveste. Îl desfac pe 20 din 20 plus 3. Așa. Deci egal cu 20 plus 3. Și 3 n-am ce face că nu ești prea puternic să iau pe 7 și iau pe 10, pe 20, așa. Scad 20 din 20. O, foarte tare! O, mare! Deci 10 plus 10. Deci ei o rez... Nu, o 10 ți-ai, nu ai nevoie de 20, da? Și plus 3 ăla și minus 7. Deci din 10 asta... Da? Scădem 7. Da. Și ne dă rest 3. Da. Și 10 plus 6. O, ai făcut o dată! 3 cu 3, 6 cu 10, foarte tare! Adică 16. Bravo! Bravo! Deci, astea sunt șmecherica de elemente. Excelent! Deci, poți să spui acum că la proful online ai învățat niște lucruri foarte tare! Foarte tare! Deci, trebuie să știe una sub alta, domnule. Deci, lucrurile sunt altele, să vedem. Da, știu, dar el trebuie să înșeagă cu înțeleagă mecanismul ăsta. Că dacă el nu înțelege, așa iau un unul de acolo, nu știu ce, nu e clar. Dar descompunerea, asta insist eu și spre învățători și toți ceilalți, părinții care își vor ajuta copiii acasă, trebuie să înțeleagă că 75 e compus din 70 și plus 5. Dacă nu insistăm așa, nu încarcă foarte bine că cifra asta de aici pe locul 2, cifra 10-lor, și că e nevoie să înțeleagă așa. Ei, uite, dacă avem 7, el face acela, dar face mecanic. Nu-mi place partea mecanică. Când am spus 73 minus 25, el zice, iau de acolo 13, 5, face nu știu ce, rămas acolo, dar e totul mecanic, e un algoritm. Dacă însă procedăm așa, 75 minus 25 de 73, cum am zis acolo, 73 minus 25, atunci spunem așa, avem descăzut și un 5 și 20. Și cum să facem mai? Și mai degrabă. Despărțim 70 plus 3. Așa, 70 plus 3. Scăzut. Iau de la 7 o 10. Așa.
Și fac 10 minus 5 este egal cu 5. Deci era de 10 ori 10, da? Hai să zic eu. Și-o rămas cât în 9, 70? Au rămas 60. 60, da? 60. 60. Și plus o 10. Hai mă să scriu așa, ca să vadă tot omul. 60. Minus 5-ul ăla, care ăla e descăzut, da? Și plus 3-ul. Da? Și mă rămas descăzut încă 20. Că noi trebuie să scădem și pe 5 și pe 20. Desfășurat, așa, ca să pricepem bine. Și acum tu zici, 10 asta minus 5 îmi dă cât? 5. Și cu 5 cu 3 este egal 8. Foarte bine. Deci la unități pui 8. Da, așa ți-o rămas ție. 60 minus 20 este egal cu 40. 40. 48. Deci, iar partea care îți spui așa, eu 10 de aici și cu 3 fac 13. Dar, mai corect spui, din 10 aceea scad pe 5. Exact ce am arătat aici, scad pe 5. Și să rămas 5, 5 cu 3 fac 8. Și aici au rămas 60. Scăzut 20, ca și mai spune 6 scăzut 2, 4. Dar acum ești atent să zici 7 scăzut 2 și ai pus 5, ai scăzut pe 5. Sigur că da. Și aici înțelegi rostul. De ce le așezăm unități sub unități de sub 10? Că se întâmplă, copiii ajung din clasa 4-a, 5-a și zic la 73 minus 703, hai să zic așa, minus 25. Insist. Nu se așează unități sub unități pentru că nu are practica aici în înțelegerea fenomenului. Că el face unitățile lucrează de în prima parte și până se duce la 10 și scade de 60 de 20. Și atunci simte că trebuie să le așeze, că operează cu între 10. Da? 10 sub 10 și unități sub unități. Deci, pe lucrurile acestea mărunte, pe care le comunicăm mecanic și mecanic le vor scrie, ei și uneori mișcă stânga în dreapta, am avut cazul de acestea, când nu le-au așezat cum trebuie și le-au ieșit aiurea. Știți bine? Asta trebuie să fie esențială de treaba. Deci, hai să remarcăm ce a făcut noi astăzi. A făcut niște probleme foarte frumoase, nu? Acestea cu pomii din livadă. Cu căței. Așa, cu căței de picioare au. Cu găinile. Și găinuși și mai ales am învățat să facem scăderea, da? Deci... Cu trecerea peste ordine. Da. Deci, hai să punem aici ce anume... Deci, Iezu, problema a fost scăderea asta. Și acasă tu să faci 20 de scăderi. Cu trecerea peste ordine. Cu trecerea peste ordine. Da? 20 de scăderi. Deci, am făcut, esențial a fost scăderea cu trecere peste ordine. Adică, într-un fel, când n-am suficient la unități, eu trebuie să mă împrumut. Asta e toată povestea. Ai văzut cum se desface acolo toată povestea. Și să-mi compui două probleme cu care să mă întorci data viitoare de mine. Cum bomboane și ciocolate, nu știu ce, sunt cu atât mai multe, în total, sunt atâtea bomboane și ciocolate. Și eu să ghicesc, să văd cum fac, cum mă descurc în fața problemelor astea. Bine? Da. Te aștept cu drag. Mâine sau când domnul să faci cu el? Adică mâine vine și Mario? Păi să ziceți un moment, totdeauna când vine... Da, vine și Mario. Păi atunci de la cât? Cum facem? Îmi mișcăm un pic cu jumătate de oră, am spus așa. Așa, ce mâine de la 6:30. Stai puțin. Până la voi, stai puțin. Stai până la voi, stai. Așa, haide să... Aici, domnul. Deci...